v-am găsit cu știri pozitive la Moldova 1. În ediția de astăzi vom cunoaște, ca de obicei, oameni, lucruri, locuri și evenimente pozitive. Vom merge la Iași ca să aflăm cum Fundația Alături de Voi România a reușit să facă pasul de la asistență socială la economie socială, pentru că incluziunea adevărată a tinerilor înseamnă să ai un loc de muncă. Vom afla care sunt cele 10 lucruri din Estonia care pot inspira Moldova, pe care le-a scris ambasadorul țării noastre la Tallinn, Victor Guzun. Vom continua serialul I Love cu o nouă localitate. De această dată este vorba de Călăraș. Și vom afla părerea mai multor oameni despre ce au făcut trăsnit, nebunesc vreodată și nu le-a părut rău. Echipa de la Știri Pozitive a mers în aceste zile la Iași ca să afle povestea Fundației Alături de Voi România, o organizație non-profit neguvernamentală, care a crescut de la un singur angajat la 93, dintre care 37 sunt tineri vulnerabili, tineri cu nevoi speciale. Angela Achiției, directorul și primul angajat la Alături de Voi România, ne-a povestit despre fundație, dar și despre oamenii din jur care fac ca lucrurile să se miște, dar și despre economia socială, care aduce plus valoare comunității. Fundația Alături de Voi România și-a deschis în weekendul trecut ușile pentru o echipă de jurnaliști de la Chișinău, care a vrut să afle cum lucrurile bune pot mișca înainte comunitățile și cum integrarea persoanelor cu dizabilități trebuie să devină o normalitate. Povestea ADV-ului, dacă ar fi să o rezum în câteva cuvinte, aș spune că sunt 12 ani de activitate, sunt oameni care sunt foarte dedicați și pasionați, pentru că majoritatea dintre cei 93 de angajați în prezent sunt foști voluntari în cadrul organizației și foști beneficiari. Povestea pleacă de la o nevoie, și anume nevoia persoanelor seropozitive HIV, care în urmă cu 12 ani erau foarte mulți copii, erau de vârsta copiilor, copii infectați, din păcate, în sistemul medical de stat, din cauza utilizării aceleași seringi sau transfuziilor de sânge care nu au fost testate. Acești copii au crescut și nevoile lor. De la nevoie de integrare școlară, acum am ajuns în momentul în care suntem la faza de integrare profesională, pentru că vorbim de aproximativ 8.000 de tineri la nivel național. Utilideco este, de fapt, întreprinderea socială a Fundației Alături de Voi România. Este o întreprindere socială care a generat și generează venituri în diferite domenii, producând produse și servicii, dar și creând locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități în special. Astfel, noi am reușit în Utilideco să angajăm 37 de tineri cu dizabilități, majoritatea seropozitiv HIV, pentru că acesta este și domeniul de activitate principal al organizației, iar acești tineri lucrează în atelierile noastre, ateliere de croitorie, ateliere de legătorie manuală, tipografie, serviciu de arhivare fizică, electronică, depozitare și casare securizată documente, precum și atelierul de pictură, atelierul de artizanat, de confecționare, lumânări decorative, deci o gamă destul de largă, în așa fel încât a putea să găsim un loc potrivit pentru orice persoană cu dizabilități, să reușească să facă produse și servicii de calitate. Și până la urmă, asta este dovada cea mai bună că o persoană cu dizabilitate este un angajat de succes dacă îi se oferă o șansă și puțin suport pentru a reuși să se integreze. În ADV România sunt angajate 93 de persoane în prezent, din care 37 sunt tineri cu dizabilități. Practic, noi investim de două ori, o dată pentru că sunt tineri și își găsesc foarte greu un loc de muncă, iar în al doilea rând pentru că le transformăm dizabilitatea într-o abilitate și astfel devin angajați de succes, oameni care participă la viața comunității, inclusiv oameni care contribuie la bugetul local, bugetul de stat, deci nu mai sunt doar asistați sociali, cei care stau acasă și așteaptă să primească ceva din partea statului. Președinta Fundației a mărturisit de asemenea că vizita noastră a însemnat o investiție de viitor în promovarea economiei sociale și dezvoltarea de astfel de inițiative dincolo de granițele României. Un alt mesaj important pe care l-am adus din această vizită la Fundația Alături de Voi este că pentru a fi parte a societății, tinerii vulnerabili au nevoie de locuri de muncă, nu doar de asistență socială, pentru că incluziunea adevărată înseamnă să fii independent financiar.
Vizita a fost realizată în cadrul proiectului Implicarea tinerilor în promovarea jurnalismului comunitar, implementat de Urma Ta, cu suportul Parteneriatului European pentru Democrație, din resursele financiare oferite de Fondul Național pentru Democrație și Ministerul Tineretului și Sportului din Republica Moldova. Un primul lucru, cred că, și care este cel mai important din punctul meu de vedere, este să fii perseverent în ceea ce faci, să știi foarte bine, să ai o viziune, să știi unde vrei să ajungi, să fii perseverent. Am avut și noi foarte multe provocări în care ne-au spus oameni de jur că nu o să reușiți, nu o să reușiți să faceți economie socială și uite că am reușit și suntem ok. Al doilea lucru foarte important este să investești în oameni și să ai încredere în oameni, pentru că nu poți să faci de unul singur lucrurile. Doar cu oamenii pe care îi aduni în jurul tău și dacă oamenii îți împărtășesc aceeași filozofie de viață și aceeași pasiune în ceea ce faci, aceeași încredere și atașament față de organizație și față de misiune, cu siguranță succesul este garantat. Și al treilea lucru, cred că e foarte important să nu-ți neglijezi familia și să încerci să găsești un echilibru foarte bun între ceea ce faci profesional și ceea ce faci și personal, pentru că până la urmă familia este baza și dacă nu sunt acoperite nevoile de bază, atunci nu poți să urci și nu poți să crești în dezvoltare. Și eu cred că aceste trei ingrediente pot fi numite ingrediente de succes și care pot fi aplicate de oricine dacă vrea să se dezvolte. Dar, repet, întotdeauna e important să știi unde vrei să ajungi și să gândești pozitiv, pentru că o atitudine pozitivă creează inițiative pozitive. De la planificarea timpului și siguranța că prietenii mei sunt prietenii tăi, la votul electronic și cântecul care este un liant pentru estonieni. Ambasadorul Moldovei la Tallinn, Victor Guzuna, a ales 10 lucruri din Estonia care pot inspira Moldova, iar ele au prins viață într-un videografic. Victor Guzuna, ambasadorul țării noastre la Tallinn, ne-a împărtășit 10 lucruri din Estonia care pot inspira Moldova. Estonienii sunt foarte organizați și își planifică timpul cu multă vreme înainte. O întrevedere poate fi considerată bătută în cuie, chiar dacă până la ea a rămas o lună. Să-ți faci prieteni estonieni este greu, dar și cei pe care îi ai îți vor face legături cu propriilor prieteni pentru a te ajuta. Toți estonienii cunosc și intonează imnul de stat, indiferent dacă ei sunt politicieni, fotografi la evenimente sau chelneri. Majoritatea operațiunilor financiare în Estonia sunt online. Medicii prescriu rețete, iar farmaciștii eliberează medicamentele, totul în baza cardului de identitate oferit de pacient. Calculatoarele nu iau mită, nu te obligă să stai în rând, au o memorie perfectă, iar operațiunile pot fi efectuate din orice colț al lumii. Indiferent de zona geografică, în Estonia vei simți tendința de a dezvolta aceleași standarde de viață cotidiană. Infrastructură, educație, ocrutirea sănătății, timp liber. Toți oamenii din Estonia fac sport, iar administrația publică locală are grijă să amenajeze săli și terenuri pentru aceste activități. Estonienii pot vota electronic, folosind cardul de identitate și un computer conectat la internet, sau chiar de pe telefonul mobil. Estonia este țara startup-urilor. Skype, GrabCAD, VKG sunt doar o parte din numele care au pornit din această țară. Estonienii sunt extrem de coerenți în acțiunile lor, de la protejarea cu strictețe a patrimoniului național până la organizarea activităților casnice. Oricare acțiune are o istorie a apariției, o agendă de implementare de moment și un plan de acțiuni pentru viitor. În Estonia, cântecul este un cult național. Când au recăpătat independența, locuitorii au făcut un lanț viu de 2 milioane de participanți din Estonia, Letonia și Lituania și au cântat. Odată la 5 ani se organizează unul dintre cele mai mari festivaluri de cântec din lume, cu zeci de mii de soliști uniți sub bagheta unui singur dirijor. După Tallinn și Iași, unde am fost în această ediție, vom merge la Călăraș, ca să vedem prin ce sunt deosebite locurile și oamenii de acolo într-un nou episod I Love. I Love Călăraș!
Iar după această călătorie vom asculta în liniște mai multe mărturii ale oamenilor despre ce au făcut trăsnit, nebunesc în viață și nu le-a părut rău. În care a fost cel mai trăsnit lucru pe care l-ați făcut vreodată și nu regretați? Ieși din comun ceva? Of, Doamne! Poate când erați mică sau acum recent, câteva zile în urmă? Nu. Într-o vară am plecat la Paris, fără să știu unde plec, la cine plec, pentru că vroiam să văd Parisul. Și am plecat. Am cumpărat bilet, am zburat la Paris. A sărit cu parașuta. Recent sau...? Nu, 2 ani în urmă. Și a fost extraordinar de bine și mă bucur că la noi este. Este și chestii cu bungee jumping-ul și cred că voi face asta anul viitor. Mi se pare că la ieșire din Chișinău spre telecentru este la fel. Și e o chestie extraordinară. Îmi pare rău, dar a fost cam ciudat, fiindcă eram cu prietena mea cea mai bună și am început să ne râdem cu mai... Am început să ne râdem și ne-am apropiat de un băiat și am cerut numărul de telefon. Apoi băiatul mi-a dat numărul de telefon cu păreri de bine. Poate atunci când am scăpat undița în râu și am sărit după dânsă, dar era iarnă. Și apoi am înghețat complet și da, oricum era bine. Ați salvat undița? Sigur, sigur. Și nu regret. E ok, mi-a plăcut. Când eram mică, m-am suit în pădure într-un copac și, cum se spune, mă dădeam așa de la un copac la altul și vroiam să prind o viviriță, așa credeam eu că am să o prind. Și e ca asta am făcut-o când m-a văzut părință, tare m-a ocărât. N-am mai prins viviriță și n-am căzut principalul, că n-am căzut jos. E ca asta a fost. Cred că cea mai mare idee năstrușnică a mea care am făcut asta a fost că am absolvit colegiul de medicină în loc de universitate. La mine a fost așa o... Atunci o idee că eu din tăi trebuie să fac tot treptat. Și din cauza asta am pierdut... Ceva, da? Da. Care cu toate că nu-mi pare rău, dar din cauza asta părinții tot mă... Am urcat pe casă bunicii. Și n-ați căzut jos de tăi? Nu. Casă bătrânească, acoperișul din stuf. A fost pe vreo ceva interesant de la înălțime să privesc în jos. Și câți ani aveți atunci? Vreo 8-9 ani. A fost niște timpuri câțiva ani în urmă când cu prietenii am sărit gardul de la Esteană Tracom și ăștia cu tractoarele și a început paznicii să fugărească după noi. Dar a fost destul de vesel. Și v-au da. Prins sau nu? Pe unii, da, pe unii nu. De exemplu, odată cu niște prieteni am fost... la fura cireș. Știam că stăpâna nu e acasă. Ne-am dus frumos pe poartă, am deschis poartă, am intrat, am mâncat cireș pe sătrate și ies bătrânica din casă, adică stăpâna. A luat mătura, dar noi eram toți în copac. Și toți vrem de fapt să ne dăm jos normal. Am sărit toți din copac, am sărit și gard și tot și am plecat. Și în plus și cireș le-am scăpat pe jos. Am mâncat o bomboană cu coniac. Ca de fiecare dată vă împărtășim speranța că toate istoriile prezentate de noi vă inspiră la fapte bune. Vorbe și fapte, toate bune. Aici se încheie ediția de astăzi, iar noi ne revedem exact peste o săptămână, sâmbătă și în reluare, tot la Moldova 1. Și nu uitați că ne găsiți oricând pe știripozitive.eu. unde ne puteți transmite idei despre oameni, lucruri, locuri și evenimente pozitive. Până atunci, să ne auzim de bine, Moldova!